Sărbătoarea aceasta de astăzi a schimbării la față parcă este făcută să ne fie punct de orientare în acest sens. La schimbarea la față, Mântuitorul practic nu s-a schimbat, ci a lăsat să fie văzut de ucenici în slava pe care o avea tot timpul. Și a dat putere ucenicilor să poată să-L vadă, să-L perceapă, să-L înțeleagă așa cum e. Deci, pe de o parte, avem de-a face cu o dezvelire, cu o descoperire, cu o revelație a adevărului despre Fiul lui Dumnezeu către ucenici, pe de altă parte, cu o învrednicire, cu o întărire a lor, pentru a putea percepe ceea ce Domnul Hristos le dezvăluia. Un moment pe care îl relatează toți trei evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca, toți trei relatează despre faptul că acolo pe muntele schimbării la față erau cei trei ucenici, iar Petru s-a simțit bine și a zis, Doamne, să facem trei colibe, aici să rămânem. Așa cum ar vrea unii să rămână acum în capelă aici, dar Domnul avea alte planuri pe muntele schimbării la față, le revela ceva și le revela cu un scop, ca să înțeleagă mai mult. Lucrul acesta este evidențiat de Evanghelistul Luca, care spune că li s-au arătat Moise și Ilie, celor trei apostoli, vorbind cu Domnul Hristos despre sfârșitul lui care avea să se întâmple în Ierusalim. Practic, Domnul Hristos pe tabor le dezvăluie slava dumnezeirii sale, pregătindu-i pentru pătimirile sale și pentru învierea sa din morți, ca să poată să înțeleagă tainele acestea mai presus de înțelegerea omenească în general, nu doar a lor, ci a noastră, a tuturor. Noi acum suntem familiarizați după 2000 de ani de creștinism cu învierea lui Hristos și cu chemarea noastră la înviere. Dar gândiți-vă ce noutate era pentru ucenicii Mântuitorului de atunci și pentru toți oamenii, astfel încât El îi pregătește treptat pentru a putea înțelege evenimentul învierii la măsurile lor omenește posibile. Pentru că știți bine că nu l-au înțeles de la început nici pe acesta și l-au înțeles treptat și pe acest eveniment și mai ales l-au înțeles după ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și i-a luminat ei să înțeleagă, pentru că altfel n-ar fi putut. Chiar înainte de înălțare, se spune că Domnul Hristos li s-a arătat ucenicilor la Marea Galilei, spune Evanghelistul Matei în capitolul 28, și spune că unii s-au închinat din ucenici, iar alții s-au îndoit. Chiar atunci, văzându-l înviat din morți, nu le velea să creadă, erau taine mai presus de puterea de înțelegere omenească, cum spun. Și atunci toată încredințarea lor vis-a-vis de evenimentul învierii s-a produs treptat și mai ales s-a produs din puterea lui Dumnezeu. Și această putere a lui Dumnezeu o chemăm să fie lucrătoare și asupra noastră. Practic, orice biserică și orice familie de creștini trebuie să aibă ca scop apropierea omului de Dumnezeu, faptul ca omul să înțeleagă tot mai mult din Dumnezeu, înțelegându-o mai mult, să se apropie de El, să trăiască în comuniune cu El și prin această comuniune cu Dumnezeu să-și înțeleagă și chemarea vieții sale, sensul pe care Dumnezeu sau cu care Dumnezeu l-a chemat în lume să îl înțeleagă și să-l împlinească. Și acest lucru suntem chemați cu toții să îl facem. Acest lucru ne-am străduit și noi după putere și aici
în centrul nostru bisericesc, cu precădere în această capelă, de-a lungul anilor care au trecut, și tot spre aceasta trebuie să ne străduim în continuare. E un moment în care toți cei care suntem aici de mai multă vreme sau de mai puțină vreme trebuie să ne întrebăm ce a însemnat de fapt slujirea aici pentru mine și pentru noi ca și comunitate, și privind înainte să nu pierdem din atenție sensul profund pe care suntem chemați să-l trăim. A rânduit Dumnezeu ca și citirea din cartea aceasta frumoasă a Mitropolitului lui Antonie să aibă în atenție sau să ne pună în atenție tot lucruri referitoare la sens și la frumusețe. Ați văzut, s-a vorbit despre frumusețea bisericii, chiar despre frumusețea liturghiei, a rugăciunii, care nu este doar cea estetică. Estetică este o parte, ca a frumuseții în general. Cineva poate să fie frumos, sau mai ales frumoasă, estetic, dar nu e suficient dacă e frumoasă doar estetic. Trebuie să fie frumoasă sau frumos interior. Sufletul nostru trebuie să fie frumos, trebuie să fie în armonie, trebuie să fie la locul lui. E foarte frumos cuvântul ăsta în românește, că este om la locul lui. Când nu-i la locul lui, poate să fie el frumos, că te și enervează cu frumusețea sau cu toate virtuțile, dacă nu-i și la locul lui. Pentru că toate își găsesc tot locul prin așezarea la locul lor. Și atunci devin frumoase. Cu asta să știți că ne-am străduit și în ce privește frumusețea așezământului, să fie toate la locul lor, sunt în ce privește forma materială cât de cât la locul lor, pe unele trebuie să le mai aranjăm și mai ales să le umplem cu viața noastră, care trebuie și ea să fie la locul ei. Mai știți poate că unii, când sunt chemat câteodată la sfeștanie, la simțiri de casă, la oameni care nu prea merg la biserică, le spun că să aibă grijă să nu fie casa mai sfântă decât ei. Și mai glumim, nu? Și le mai spun și că dacă merge episcopul odată la ei acasă, ei trebuie să vină cel puțin de 10 ori la biserică. Negociem, că astăzi toate se negociază, vedeți, inclusiv împărăția lui Dumnezeu. Nu zice Domnul Hristos că se ia cu sila, cu stăruința, și cei care se silesc pun mâna pe ea. Nu, așa și noi trebuie să ne străduim, să determinăm oamenii să silească. Deci suntem chemați de acum încolo, cu atât mai mult, să dăm viață, să dăm sens vieții noastre, să dăm viață locului aceluia. Aceasta o să facem raportându-ne în întregime, prioritar, primordial, la Dumnezeu. Orice biserică e un loc în care suntem chemați să ne întâlnim cu Dumnezeu și să ne întâlnim cu El în adevăr. Nu să ne întâlnim doar prin simplul fapt că împlinim niște forme de cult pe care le-am învățat de la alții. Aceste forme noi trebuie să le umplem cu viața noastră neapărat. Nu e suficient să facem nu știu câte rugăciuni, ci mai ales rugăciunile acelea trebuie să fie dialogul nostru, vorbirea noastră cu Dumnezeu, raportarea noastră la Dumnezeu. Să știți că adeseori oamenii nu se roagă când se roagă, ci spun doar rugăciuni. Și asta se vede în consecințele sau în ceea ce se întâmplă în viața lor. Îi vezi că ies din biserică și mint, sau cum era pe la țară, sau este pe la țară, prin România, să zicem, în general, ies de la țară, ies de la biserică să le lua cârciumă. Păi, nu înseamnă că s-au rugat cât au stat în biserică. Au stat și acolo, că așa s-au pomenit de la înaintașilor, că trebuie să meargă duminica la biserică, dar n-au intrat într-un dialog cu Dumnezeu, într-un dialog care să aibă urmări în viața lor, pentru că rugăciunea trebuie neapărat să aibă urmări în viața noastră. Și atunci să
ne asumăm faptul acesta de a vorbi cu Dumnezeu cu sinceritate. Și cum v-am spus, probabil celor mai mulți l-a spovedit, când aveți greutăți, când aveți probleme, nu vă feriți de ele, nu vă feriți să le ascundeți, ci nu vă feriți să-i spuneți lui Dumnezeu că vă e greu și că credința vă este încercată și că aveți, sunteți într-o situație disperată sau așa mai departe. Spuneți toate acestea lui Dumnezeu. Pentru că El ne este mai intim nouă încine decât ne suntem noi. Ne cunoaște mult mai bine nu doar situația, ci și capacitățile, identitatea, cu tot ceea ce ține de moștenirea pe care o avem, cu tot ceea ce ține de influențele din jur asupra noastră și ne înțelege mult mai bine decât ne putem înțelege noi pe noi. Că noi de multe ori nu prea ne înțelegem. Vedeți că vine câte cineva și îmi spune: Părinte, acum nici nu mai știu ce să mai cred. Nu mai știu acum ce să mai zic eu despre mine. Pur și simplu nu mai știu unde mă situez. Să știți că Dumnezeu știe. Știe mult mai bine decât noi. Sau știe perfect. Și să-i spunem lui: Doamne, chiar nu știu. Ajută-mă Tu să mă înțeleg și lucrează Tu pentru mine. Cum spunea Părintele Teofil acum un cuvânt de la înaintașii lui, de la bătrânii din vremea lui când era copil, că îi spunea mama lui când pleca de acasă: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Și spunea Părintele că parcă ar fi citit la Evagrii Ponticul în filocalie, care spune: când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea, pentru că atunci când îl vei uita, Domnul să-și aducă aminte de tine. Toți avem momentele noastre de uitare, de împuținare sufletească, să ne rugăm ca să ne poarte Dumnezeu atunci când nu ne putem purta noi. Pentru că toți avem astfel de momente. Și, cum zic, să încercăm să ne apropiem cu tot sufletul de Dumnezeu, ăsta e primul punct, și să ne apropiem cu tot sufletul, cu sinceritate, cu delicatețe unii față de alții. Fiecare dintre noi este un univers. Fiecare dintre noi poartă în sine o grămadă de necunoscute, multe chiar față de El însuși, că nu ne cunoaștem nici noi pe noi în cele din urmă. Vedeți cum înaintăm în viață și pe la 30 de ani constatăm că avem niște ispite sau niște greutăți pe care nu le aveam până atunci. La 40 de ani constatăm că iar avem altele care până atunci nu le-am văzut sau că ne vin în minte niște lucruri cu care nu ne-am confruntat până atunci. La 50, altele și tot așa mai departe. Cei mai în vârstă pot să ne spună cum e până acolo unde au ajuns. Mai departe întrebăm pe alții care știu mai mult. Și toate acestea pentru că nu suntem, cum zic, de sine în viața aceasta, ci venim într-o înlănțuire umană și facem parte din altă înlănțuire umană și atunci trebuie să ne sprijinim unii pe alții cu toată delicatețea, cu toată atenția, nu să ne judecăm și să ne criticăm și să ne exprimăm nemulțumirea, pentru că, cum vă spun adeseori, în condiții asemănătoare facem lucruri asemănătoare. Suntem toți din același material uman. Și fiecare de noi, dacă ar avea condițiile de viață, respectiv moștenirea altuia, s-ar purta cu siguranță cam cum se poartă acela. Suntem, printre altele, o serie de determinări la care se adaugă o devenire a noastră în funcție de condițiile concrete. Și cel mai bine pe fiecare dintre noi ne poate înțelege Dumnezeu. Dar să încercăm să facem efortul acesta, să ne înțelegem și noi unii pe alții și să știm că suntem chemați să ne ridicăm unii pe alții, să ne apropiem de Dumnezeu, asta înseamnă acum transfigurarea noastră, să depășim omul păcatului și să ne transformăm tot mai mult în omul care este după asemănarea lui Dumnezeu, în omul care se învie spre viață veșnică, spre bucuria comuniunii cu Dumnezeu, împreună cu toți ceilalți care trăiesc cu aceeași nădejde și cu aceeași credință și lucrare a mântuirii în viața lor. Și atunci
Vedeți cât ne legăm în cele din urmă de un loc care nu ne aparține, dar care ne aparține prin trăirile avute în el, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ființa noastră în anii aceștia de aici. Acum suntem chemați la o trăire mult mai intensă dincolo, pentru că e un loc al nostru și un loc frumos care să ne susțină foarte mult. Să ne facem, cum zic, vrednici de El prin modul în care ne-am raportat la El și mai ales să avem în vedere lucrarea aceasta la care ne cheamă Domnul Hristos. Care este scopul Bisericii? Este creșterea noastră și împreună a luată lucrare pentru a ajuta pe toți din jurul nostru. Pentru a ajuta cu iertare, cu înțelegere, după chipul Domnului Hristos, pentru că toți am vrea ca Cel care s-a răstignit pe cruce pentru noi să ne ajute să avem o viață cât mai ușoară și mai confortabilă, dacă s-ar putea, ori nu, asta este creștinismul. Creștinismul este tocmai asumarea greutăților, a crucii pe care ți-ai luat-o cândva și a crucilor pe care le iei în fiecare zi și ducerea lor pentru a-ți împlini chemarea în viață, pentru a da sens vieții. Și cu cât ne străduim mai mult, putem să dăm mai mult sens, să umplem viața de mai mult sens. Asta e chemarea noastră. Deci, cum se spunea despre Sfântul Calinic, care ne va fi ocrotitor acolo în mod deosebit, el când a ajuns episcop, zice că n-am venit la odihnă, ci am venit la osteneală. La fel când a ajuns tareț mai înainte la mănăstire, la Cernic, s-a ostenit foarte mult pentru ca să împlinească ceva, pentru că bucuria vine tocmai în urma lucrului făcut cu bucurie și cu tăruire pe care simți că îl faci cu sens. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Să trăim cu toții. Toate cele bune.